Satul nostru era ciudat. Foarte rar vedeai câte o femeie însărcinată. Și cele care rămâneau însărcinate plecau din sat și se întorceau fără copii. Era evident că ceva se întâmpla, mai ales după tristețea acelor femei care li se zărea pe chip. Familia mea era nouă în sat și nu prea înțelegeam eu mare lucru, ținând cont că aveam doar 12 ani la acea vreme. Spre exemplu, în momentul în care venea seara, toată lumea rămânea închisă în casă până a doua zi de dimineață. Am ajuns să aud zvonuri legate de faptul că sătenii se temeau de vrăjitoare. Deși, sincer, eu și familia mea nu credem în așa ceva. Noi ieșeam de fiecare dată afară după ora 9 și niciodată nu văzusem nimic. Dar cu toate aceste lucruri, oamenii spuneau că ele trăiau printre noi, ca niște oameni normali. Dar ceea ce era cel mai înspăimântător era faptul că urmăreau femeile însărcinate. Într-o zi, când am fost la cumpărături, la piața din sat cu mama, o femeie ciudată ne-a urmărit. În primul rând, nu ni s-a părut ciudat că ne-a urmărit, dar nu știu, felul ei, femeia era foarte bătrână și era îmbrăcată extrem de ciudat. Avea un păr extrem de lung, cărunt, un pic murdar și o privire tăioasă, părea o femeie rea, dar nu știu, parcă ceva din mine îmi spunea că nu e chiar atât de rea. S-a apropiat de mama, iar mama i-a dat un măr, crezând că este o femeie săracă, o femeie a străzii. Înainte să plece această femeie ciudată, a observat burta mamei și a început să o atingă, așa, din senin. Privind-o pe mama în ochi, i-a spus ceva ce nu prea am înțeles la acea vreme și cred că nici mama. I-a spus în felul următor: trebuie să plecați înainte ca ea să-și dea seama. Acea bătrână a spus acest lucru și a fugit. Nu a mai văzut-o nimeni. În fine, lucrurile s-au așezat puțin. Iar mama, peste două zile, și-a dat seama că este însărcinată și s-a bucurat și ea și tata extrem de mult. Dar și-a amintit și de vorbele acelei bătrâne ciudate din piață, iar într-un minut a ajuns de la extaz la agonie. Oamenii din sat parcă înnebuniseră. Nimeni nu îi mai vindea nimic mamei. Iar unii aveau tupeul să o dea afară din sat și spuneau că cel mai bine ar fi să plece. Mama săraca nu înțelegea de ce lumea era atât de rea, pentru că ea nu greșise cu nimic, absolut nimănui. A hotărât să stea în casă, speriată de atitudinea sătenilor. În schimb, într-o noapte, eu și ai mei mergeam pe un drum de piatră către râu, după apă. Da, poate sună ciudat, pentru că eu am spus că de fiecare dată după 9 seara ieșeam să aducem apă de la râu, deoarece ziua era prea cald, iar seara era numai bine de mers. Acest râu era la 10 minute distanță de la ieșirea din sat. Am mers după apă, iar la întoarcere mama a auzit că cineva strigase numele de Maria și nu-i venea să creadă, deoarece Maria era numele pe care mama dorea să-l pună surorii mele dacă avea să fie fetiță. A mai strigat încă o dată, dar mama nu s-a întors, deoarece începuse să-i fie frică. Totuși, mergând pe cărare, în întunericul nopții am văzut o siluetă care venea înspre noi.
Nu am stat și am început să grăbim pașii. Ne grăbeam către sat. Iar cum ne grăbeam noi, ne uitându-ne în spate, la un moment dat nu am mai simțit-o pe mama, mergând lângă noi. Și când ne-am întors, am rămas stupefiați. Am văzut-o pe mama jos, zăcând, iar o femeie stătea lângă ea și o privea nemișcată. Când tata a luat-o la fugă către mama, acea femeie s-a pierdut printre crengile din micuța pădure. A fugit în puterea nopții, fără să spună nimic. M-am dus și eu lângă mama. Mama s-a trezit și a spus că o doare foarte tare burta și că este amețită. Am dus-o acasă cu tata așa cum am putut. Iar în momentul în care tata a încercat să-i vindece unele zgârieturi de pe față și de pe burtă, mama părea așa ciudată, confuză, nu schițea nimic, niciun zâmbet, nu vorbea nimic, era parcă în transă. Tata a întrebat-o pe mama. Crezi că ceea ce a fost în pădure lângă tine era o vrăjitoare, așa cum spun sătenii? Nu știu ce să zic. Nu știu. În orice caz m-am speriat și nu mi-aduc aminte de nimic. Mama l-a ascultat pe tata și a stat departe de geamuri ori de ușă. Deoarece cum se însera, erau câteva femei ciudate, îmbrăcate în negru. Observând de afară, se plimbau de o parte și de cealaltă, ca și cum, nu știu, ar supraveghea casa. Erau destul de ciudate, priveau înăuntru, nici nu știu ce să zic, stăteau și pândeau, era ceva de nedescris, nu știu, parcă doreau ceva. Foarte ciudat. Tata odată le-a amenințat, dar degeaba. Ele în fiecare seară stăteau la geamul casei noastre și înconjurau casa. Erau multe, erau vreo 6-7, dar de multe ori veneau doar 3. După 5 luni de zile, mama a leșinat. Și tata, evident speriat, a dus-o la femeia de care spuneau sătenii că este vindecătoarea satului și face minuni cu femeile gravide. Ce nu știam noi atunci era că totuși eram într-un loc unde nu aveam încredere în nimeni sau cel puțin nu ar fi trebuit să avem. Tata și cu mama au ajuns la acea femeie. Și noi nu ne-am dat seama de ceea ce urma până când tragedia nu a venit. Femeia a rămas singură cu mama și i-a spus să plece din sat, deoarece ultimile 3 luni de sarcină erau periculoase pentru bebe. Ne-a avertizat chiar și pe noi, dar nu am ascultat. Vrăjitoarele ce te privesc în noapte nu mai așteaptă. Sunt în stare să intre în propria casă și să-ți smulgă copilul din pântece. Asta i-a spus acea vindecătoare mamei în timp ce îi vindeca starea pe care o avusese. Iar mama a întrebat, speriată, de ce? Femeia i-a răspuns, pentru că sunt rele și iubesc sângele tânăr și curat, precum al unui copil. Eram șocați. Ce să vă mai spun, nici nu știu, părea totul atât de ciudat. Femeii spusese în continuare, copilul tău este aproape format și acele femei malefice nu ar sta o clipă pe gânduri. Cu unghiile lor mari și murdare, ți-ar deschide pântecul și ți l-ar lua de acolo, ți l-ar smulge. Ce să fac? A întrebat mama speriată. Să pleci de aici.
Dacă vrei, te duc eu într-un loc sigur, unde să stai până o să naști. Dar trebuie să te avertizez că ești nevoită să vii singură, deoarece am doar o cameră mică, pentru o persoană. Mama a spus că se mai gândește și am plecat în mare grabă de acolo. Înainte de a intra în casă, în fața noastră a apărut din nou aceeași bătrână din piață. Bătrâna care i-a pus mâna pe burtă mamei, iar ea a răsplătit-o cu un măr. Speriată, femeia i-a spus mamei: "Nu crede în vindecătoare. Este una din ele. Îți va face rău. Plecați." "De ce spui asta?" a întrebat mama. Iar în momentul în care această femeie a vrut să fugă, nemai spunând nimic, tata a prins-o de brați, iar ea a început să urle ca o nebună. În realitate, ea era numită nebuna satului, deși multe cuvinte se adevereau. Oamenii o numeau nebună deoarece era singura care nu avea un bandaj la ochi și vedea tot ceea ce se întâmplă în sat. Mama a hotărât totuși să rămână în casă și să nu asculte ceea ce vindecătoarea i-a spus. A gândit mult la cuvintele acelei femei care nu părea atât de nebună. Era numită nebună de săteni deoarece era singura care avea tupeul să dea piept în piept cu adevărul și avertiza și acei oameni. Era o vrăjitoare, oameni buni, dar o vrăjitoare bună, o vrăjitoare care atenționa, care dorea binele. Era un fel de medium, o femeie bătrână care văzuse, trecuse prin multe și a fost și victima acestor malefice vrăjitoare în tinerețea sa. Într-o noapte, în timp ce eu dormeam, cineva a intrat în casă, a stins lumânările și a lăsat toată casa în beznă, chiar și în camera mamei mele. Tata, auzind sunete din camera mamei mele, a fugit repede către ea, dar ușa era încuiată. Tata s-a panicat și s-a gândit la acele vrăjitoare. A încercat să spargă ușa, dar nu a reușit. S-a uitat pe gaura cheii și a văzut cum una din vrăjitoarele de afară încerca să-i desfacă pântecul mamei mele cu unghiile. Era plină de sânge și zgriată pe burtă. Dar odată ce tata a reușit să spargă ușa, să o împingă, nu știu cum a făcut, acea vrăjitoare a dispărut pe geam și a rămas afară cu celelalte. Tata, fiind șocat, n-a avut puterea să facă nimic. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să meargă lângă mama și să o ia din pat și să încerce să o trezească, să-i vindece rănile. Celelalte erau afară și așteptau ca mama mea să rămână singură din nou ca să-și poată duce treaba la bun sfârșit. Din acel moment, mama s-a speriat și a acceptat invitația vindecătoarei. A plecat din sat și nu a mai văzut-o pe mama până ce au trecut 3 luni de zile. Și chiar de mama nu era acasă la noi, vrăjitoarele au stat afară. Ziua plecau, iar noaptea, în continuare, păzeau casa. Într-o zi tata a ieșit și la întoarcere mi-a spus că acea femeie bătrână i-a apărut pentru a 3-a oară în cale. Tata era speriat și în același timp trist, iar eu l-am întrebat ce s-a întâmplat și ce a văzut. Iar el mi-a spus că s-a întâlnit cu acea femeie care i-a spus anumite lucruri ce l-au pus pe gânduri. M-am întâlnit cu acea bătrână din nou și mi-a spus că femeile ce stau afară sunt cunoscute ca vrăjitoarele rele ale satului, vrăjitoarele de care sătenii se tem,
dar nu fac nimic, din cauza faptului că sunt săraci și nu au unde să se ducă. Acceptă cu frică tot ce fac aceste nenorocite. Acea femeie mi-a mai spus că vindecătoarea satului, de fapt, ar fi vrăjitoarea supremă, vrăjitoarea care le conduce și că mama ta este în pericol. Îmi era frică pentru mama, nu venea să cred. Tot tata mi-a spus că acea femeie care se dădea drept vindecătoare, de fapt, era vrăjitoare și lua toate femeile însărcinate, le ducea undeva într-o casă în pădure, la margine de sat și acolo le lua copiii pentru a le da ofrandă diavolului. Tata mi-a spus că acea bătrână i-a mai povestit faptul că unele mureau, altele pleșinau, iar altele își reveneau încet cu încet. Iar altele erau conștiente, dar nu puteau face nimic. Dar au fost și femei care au dispărut și nu s-au mai întors niciodată acasă. Ne-am speriat foarte tare. Foarte, foarte tare. Am hotărât ca eu și tata să mergem în casa acelei nenorocite și să o luăm pe mama, să aflăm de mama. Pe drum, tata mi-a povestit că acele vrăjitoare nu te lăsau să pleci din sat dacă erai însărcinată, pentru că aveau nevoie de copilul tău, iar dacă încercai să pleci pe ascuns, te găseau și te omorau. Odată ce îți luau copilul, nu mai aveau treaba ta, nu mai aveau nevoie de tine și te lăsau să pleci unde ți-ai fi dorit. Plecând spre acea nenorocită de vindecătoare, ca să ne ducă la mama, am văzut că acele vrăjitoare din fața casei erau după noi, urmărindu-ne până la casa vrăjitoarei șefe, cum îi spuneam eu. Însă nu era acolo nici ea, nici mama. Atunci eu și tata ne dădusem seama cu adevărat că acea bătrână nu ne mințise și că era o femeie bună, nu o nebună, cum o considerau sătenii. Într-adevăr, avea puteri și prevestea tot ceea ce este rău, doar că oamenii nu o ascultau. Tata dorea să le omoare pe acele nenorocite, dar nu avea nicio putere. Ne-am întors acasă plângând și au trecut câteva zile bune, considerând că mama nu mai este. Tata nu putea accepta și tot mergea și o căuta seara, dar nimic. Asta până într-o dupămasă, când deodată pe cărarea care ducea către casa noastră, am zărit-o pe mama, țipând și într-o stare deplorabilă. Să plecăm de aici, vă rog! Am intrat în casă alături de ea și de tata, iar ceea ce mama mea mi-a povestit a fost terifiant. Mi-a spus că în momentul în care a plecat cu vindecătoarea, acea femeie în pădure și-a aruncat hainele de pe ea, iar în interiorul său era mult putregai. Nu înțelesem atunci la ce se referă. Pe dedesubt de hainele pe care el le avea, purta niște straie negre, lungi, murdare, straie demne de o vrăjitoare rea. Îmi spusese mama că fața ei se deformase. Era extrem de urâtă și de înspăimântătoare, precum o felină. Nici nu a putut să descrie fața sa. Unghiile lungi și negre de mizerie, încovoiate. Părul groaznic, parcă ar fi avut niște crengi. Un toiag în mână cu un cap de mort la capăt și în momentul în care a deschis gura și a început să-i râdă mamei mele ironic în față, s-a speriat de ce colți și de ce dantură avea. Ne-a spus mama că
Era precum diavolul în persoană. Cea care a spus că o ajută s-a arătat în fața tuturor așa cum era cu adevărat. Cine era cu adevărat? Ne-a spus că au ținut-o închisă pe mama și încă pe alte 10 femei într-o cameră murdară, fără paturi, plină de mucegai, acolo, în acea casă de la marginea pădurii, până în ziua nașterii. Și atât ea cât și celelalte plângeau și se zvârcoleau de chinurile prin care treceau. Le-au obligat mai multe zile să bea o licoare care să forțeze nașterea. După câteva zile au început să se audă plânsete în acel loc. Începeau să se nască acei copilași fără nicio vină. Câteva femei au murit. Altele au leșinat de durere și de frică, exact cum ne spunea bătrâna aceea, iar câteva erau slăbite, dar conștiente, așa cum era și mama, deoarece reușise să scape. Locul era o zonă împădurită. Acolo mi-a spus mama că toate vrăjitoarele s-au adunat în cerc, au aprins un foc mare, s-au dezbrăcat și au rămas goale pușcă în lumina nopții și a focului, sub clarul de lună plină. L-au așteptat pe necuratul. Lemnele pocneau extrem de tare și ele se învârteau în jurul focului, rostind ceva incantații. Într-un dans frenetic și cântau parcă într-o limbă necunoscută. Nu știu, rosteau ceva blesteme. Îl chemau pe necurat. Acea vrăjitoare malefică care s-a dat drept vindecătoare a oferit sângele micuților drept ofrandă satanei. Cei ce plângeau îi înjunghia și le mânca măruntaiele, iar celor mai cuminți le bea sângele, îi aruncau în sus, în aer și îi prindeau, îi pârjoleau la foc și își băteau joc de ei în ultimul hal. Până la urmă, după ce îi tortura și după ce îi nenorocea, îi tranșau aceste femei, le mâncau măruntaiele, beau sângele, iar resturile le dădeau satanii, cum spunea mama. E o poveste extrem de macabră, nici nu am cuvinte să spun. Doamne Dumnezeule, mama mi-a mai povestit că sora mea, Maria, pățise la fel. Exact ca și la un avort au făcut-o pe mama să o piardă pe Maria. Au făcut fărâmă acele nenorocite, surioara mea. Au smuls-o din pântecele mamei mele. Au dat o jertfă necuratului, bându-i sângele și tranșând-o ca pe un porc, aruncându-i resturile în foc, iar inima i-a dat-o necuratului. Nu-mi vine să cred. Mama mi-a povestit că la o astfel de scenă în care aceste amante ale diavolului își consumau copiii abia născuți, s-a trezit din starea în care era, din acel leșin după acel avort pe care îl provocaseră acele nenorocite. Terifiată, speriată, înfrigurată de ceea ce văzuse, chiar în acel moment, mama a început să țipe, dar nu auzea nimeni, deoarece ele erau ca într-o magie prinse de ceea ce făceau. Mama nu a știut ce s-a întâmplat, dar atunci când s-a trezit lângă o grămadă de cenușă și cadavrele celor ce nu au supraviețuit, iar ele au dispărut. Pur și simplu. Mama leșinase de mai multe ori, dar ultima dată când s-a ridicat, a prins putere, s-a prins de acele cadavre, a reușit să se ridice în genunchi, apoi în picioare și așa cu ultimele ei puteri pline de sânge, de frig, de foame și de durerile care îi le
provocaseră acele femei, a venit către sat și iată-o acum lângă noi. Am împachetat și am dorit să plecăm, pentru că ne-am dat seama că în acel sat nu era dreptate, nu era Dumnezeu. Era un sat guvernat de vrăjitoare și de satana. În acea zi în care noi am plecat de acolo, după ce o vindecase tată pe mama așa cum putuse el, ne-am întâlnit cu acea nenorocită de vrăjitoare, vrăjitoarea șefă care i-a și făcut avortul mamei mele, deghizată din nou în vindecătoare pentru a alege alte victime. Ne-a observat și cu un ton extrem de parșiv, cu un râs ironic și batjocoritor, ne-a mulțumit pentru ofrandă, ne-a mulțumit pentru cina gustoasă pe care i-o oferise mama mea cu o seară înainte, evident ei și celorlalte nenorocite. Tata și-ar fi dorit să o omoare, și-ar fi dorit să o măcelărească, la fel cum a făcut și el cu sora mea. Dar, după cum vă spuneam, locul acela era fără dreptate și fără cel de sus. Ceea ce ne-a făcut și ceea ce a fost cel mai bine pentru noi a fost să ignorăm și să plecăm definitiv de acolo. Asta am trăit eu la vârsta de doar 12 ani și este pe bune o întâmplare cu fapte reale. Acum am 40 de ani și vreau să vă spun că simt chiar și acum durerea și văd chiar și acum chipul mamei mele plângând după copilul de care nu s-a bucurat niciodată. Dragilor, cam aceasta a fost povestea din această noapte. Sper că vi-a plăcut. Dacă vi-a plăcut și v-a înfricoșat, aștept să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu, iar dacă nu v-ați abonat, să vă abonați. Pe data viitoare, aveți grijă pe unde umblați, cu cine umblați și ce faceți. Noapte bună!